Bună ziua tuturor, dragi prieteni, stimați compatrioți. Vă salut în acest mijloc de noiembrie agitat, când o toamnă frumoasă și rodnică este înlocuită în cel mai apropiat timp de o iarnă plină de griji și de incertitudini. Cel puțin așa o percepem acum, când ne confruntăm cu un nou val dramatic al pandemiei COVID-19 și cu o criză energetică fără precedent. Ambele pun în fața noastră a tuturor o multitudine de întrebări, răspunsurile la care trebuie să ne vină de la cei care se află azi la cârma țării. Tocmai de aceea vom face azi un test rapid al celor 100 de zile de activitate a guvernului Gavriliță. O cutumă politică tradițională care vine să analizeze planurile trasate pentru mandatul său de noua guvernare, obiectivele pe care tinde să le atingă și mijloacele cu care își propune să realizeze aceste planuri și obiective. De ce test rapid? Pentru că pandemia lasă în urma sa asocieri pe care le folosim chiar și în alte împrejurări decât cele pandemice. Testul rapid oferă un răspuns accelerat asupra stării de sănătate a unui organism, lăsând totuși o rezervă destul de mare asupra preciziei acestuia. Și 100 de zile sunt tocmai un termen bun pentru un test rapid. Pe când în situația când vechimea în muncă a guvernului Gavriliță va crește, cu siguranță analizele vor putea fi mai elaborate, răspunsurile la întrebări mai clare, iar solicitările de la guvernare mai răspicate. Vom realiza azi o analiză responsabilă a actului guvernării în ultimele 100 de zile, pentru că Partidul Democrat din Moldova cunoaște mai bine decât multe alte instituții politice autohtone ce înseamnă să îți asumi guvernarea într-o țară ca a noastră, lipsită de resurse materiale și energetice, cu deficiențe de resurse umane calificate și chiar necalificate, cu o societate puternic dezbinată și cu multiple influențe nefaste venite atât din interior cât și din exterior. Noi, democrații, nu suntem privitori ca la teatru, vorba lui Eminescu, a vieții social-politice de la noi, ci oameni care au venit întotdeauna să contribuie cu experiența și cunoștințele lor la asigurarea bunăstării cetățenilor noștri și la promovarea intereselor Republicii Moldova pe plan internațional. Așadar, guvernul Gavriliță aniversează zilele acestea 100 de zile de la investire. E bine să menționăm că acest guvern deține două instrumente extrem de importante pentru promovarea programului său de activitate. Susținerea unei majorități absolute a populației Republicii Moldova și încrederea puternică pe care i-a acordat-o aceasta într-o realizare a unor schimbări calitative în viața cetățenilor și suportul extraordinar de care se bucură din partea partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova. Suport care s-a manifestat evident și prompt acum 2 săptămâni, când aceștia au oferit în termen record guvernului Gavriliță un suport palpabil în perioada unei crize de insuficiență de gaze naturale pentru funcționarea normală a tuturor sistemelor statului. Aceste instrumente extrem de importante creează premize serioase pentru ca guvernul Gavriliță să-și poată realiza cu succes obiectivele și îndreptăți așteptările cetățenilor Republicii Moldova. Să nu uităm însă că orice instrumente în scurt timp se pot uza rapid la confruntarea cu realitățile zilei. Iar aceste realități nu sunt foarte favorabile la moment guvernului Gavriliță. Mai jos vom puncta principalele provocări cu care se confruntă acest guvern și modul în care reușește să facă față acestora. Vom începe de la criza energetică cauzată de creșterea pe piața mondială a prețurilor la gaze naturale. Criză care afectează în mod special țările mici și lipsite de resurse, așa ca Republica Moldova. Vom omite deliberat modul de negociere a prețului la gaze cu concernul rus Gazprom și conținutul acordului semnat cu acesta pentru 5 ani.
Sunt încă multe necunoscute în această ecuație, sunt multe speculații, dar și multe paranteze nedeschise de guvernare încă. Vom reveni însă cât de curând pe măsura acumulării datelor informative și atunci când, așa cum spuneam mai sus, vom proceda la o analiză aprofundată a activității actualului guvern. La moment ne vom opri la impactul scumpirii de peste 2,5 ori a prețului pentru un metru cub de gaze achitat de consumatorii casnici, de la 4,5 la 11 lei. Vom sublinia, bineînțeles, scumpirile în lanț care vor urma acestei creșteri de preț la gaze și care sunt anunțate deja. Cele la agentul termic cu peste 60%, la produsele alimentare și nealimentare, la serviciile publice și așa mai departe. Sigur că este binevenit că guvernul a reușit să identifice 1.600.000.000 de lei pentru compensarea parțială a cheltuielilor pentru gaze a consumatorilor casnici. Mai exact a celor care utilizează mai puțin de 150 de metri cub de gaze pe lună. Dar chiar și așa, unii experți afirmă că un consumator mediu va trebui să scoată din buzunar mai mult de 1.500 de lei suplimentar la plata facturilor pentru gaze din noiembrie curent. Este o sumă foarte mare pentru cetățenii din Republica Moldova în raport cu salariile și pensiile lor. Și guvernul Gavriliță trebuie să se preocupe mereu de găsirea unor soluții suplimentare și permanente de susținere a oamenilor. În caz contrar, indicatorul de susținere majoră a guvernării va cunoaște foarte rapid un declin constant al entuziasmului și suportului electoratului. E bine că s-a anunțat compensarea fie și parțială a cheltuielilor majorate pentru gaze ale consumatorului casnic. Ceea ce nu am auzit în raportul de 100 de zile a doamnei Gavriliță a fost modul în care se îngrijește guvernul de agenții noștri economici, care sunt și ei consumatori de cantități considerabile de gaze naturale în întreprinderile mici, mijlocii și altele. Nu am auzit dacă guvernul percepe că lipsa totală a suportului pentru întreprinzători în procesul de scumpire a gazelor poate falimenta multe din aceste întreprinderi care sunt producătoare de alimente, textile, materiale de construcție, sticlă, mecanisme, care sunt întreprinderi ce prestează servicii. Că acest faliment poate genera concedierea a mii de angajați ai acestor întreprinderi și aruncarea lor în stradă în plină iarnă. Că impozitele care veneau în bugetul de stat de pe urma activității acestora nu vor mai asigura programele sociale ale statului. Din punctul nostru de vedere, e nevoie de o atitudine pro-business mult mai dedicată și mai responsabilă a guvernului. Căci dacă vom sublinia că din cele 206 de hotărâri de guvern aprobate de guvernul Gavriliță în 100 de zile, nu am văzut niciun proiect de politici care ar susține mediul de afaceri sau care ar diminua presiunea administrativă asupra business-ului, vom constata că antreprenorii noștri nu prea au la ce spera în aceste vremuri grele, când și pandemia și criza energetică i-a afectat de o manieră devastatoare, iar fără acești oameni și fără munca lor, țara noastră nu poate cunoaște o prosperare autentică. Cunoaștem din raportul pentru 100 de zile a doamnei prim-ministru Gavriliță că guvernarea este mândră de realizarea majorării de pensii unui număr de peste 300.000 de pensionari care aveau pensia mai mică decât 2.000 de lei. Această majorare anunțată în mediu cu peste 300 de lei a exclus existența unor pensii mai mici de 2.000 de lei în țara noastră. Și acest lucru este benefic, desigur. Dar ce ne facem cu raportarea celor 2.000 de lei la datele afișate recent de Biroul Național de Statistică, conform cărora prețurile medii de consum au înregistrat în luna octombrie față de luna septembrie o creștere după cum urmează? La produsele alimentare, de 21,8%, la mărfurile nealimentare de 12,3%, la serviciile prestate populației de 6%. Pentru o ilustrare mai eficientă vom spune
că, de exemplu, legumele au crescut în preț pe piață cu peste 55%, cartofii cu 16%, ouăle cu 4,3%, lactatele cu 3,2%, pâinea cu 1,6%, carnea cu 1% și o zecime. Au crescut prețurile în această perioadă și la cărbune cu 10,7%, la lemne de foc și gaz lichefiat în butelii cu câte 4,4%, la motorină cu 9,2% și la benzină cu 3,7%. Plus la toate, avem o rată a inflației care la sfârșitul anului 2021 va atinge peste 10%, iar către mijlocul anului viitor se anunță cote care vor depăși 15-20%. Sunt cifre extrem de alarmante și sunt cifre care, trebuie să o recunoaștem, reduc aproape la zero impactul nu numai a majorării pensiilor unei jumătăți de oameni pensionați din Republica Moldova, dar fac aproape insuportabilă viața pensionarilor cu o pensie de 2.500-3.500 de lei. Și, așa cum arată specialiștii, nici chiar suportul pentru perioada rece a anului, care a fost și el majorat, nu va putea soluționa această problemă. Cu atât mai mult cu cât acest suport este prevăzut doar pentru o parte din pensionari și alte categorii vulnerabile. Ne dorim ca guvernarea să identifice resurse suplimentare ca să revină la unele plăți destinate tuturor pensionarilor, cum ar fi, de exemplu, ajutoarele de Crăciun și de Paște și alte sporuri menite să diminueze presiunea extraordinară la care sunt supuși toți pensionarii în această perioadă de criză multiple. Dragi concetățeni, scumpirile în lanț, nesiguranța pentru ziua de mâine, sunt griji serioase și profunde. Dar preocuparea noastră, cea mai mare la ora actuală, este lupta cu noul val de pandemie. Lupta pentru sănătatea și viața noastră a tuturor. Raportul de 100 de zile a Guvernului a făcut o referință amplă la ceea ce a întreprins Guvernul pentru a contracara pericolul noului val deosebit de contagios și virulent al pandemiei. Tratăm cu respect și înțelegere efortul medicilor noștri în această luptă și a autorităților din domeniu aflate într-o situație mai mult decât dificilă. Dar avem o rată de decese care depășește rata medie în lume de 3 ori. Ieri au fost raportate 70 de decese, alaltă ieri 60. În ultimele câteva luni cu asemenea cifre a morților de COVID, avem câte 1.400-1.500 de oameni care pleacă în neființă. Ceea ce ar însemna că în această perioadă a dispărut lunar de pe harta Moldovei câte un sat. Unul mijlociu, după vremurile noastre, dar care nu mai există. Autoritățile se bâlbâie la capitolul suficienței de paturi în secțiile COVID din spitale și la terapia intensivă. Cele municipale bat alarma că în Chișinău locuri în spitale nu-s, cele din Ministerul Sănătății că sunt și totul sub control. Cui să credem noi, cetățenii? Campania de vaccinare se pare că stagnează, chiar dacă și aici s-au mai întreprins măsuri de ameliorare a situației. Încrederea oamenilor din Republica Moldova în vaccin este una dintre cele mai joase din Europa. Deficiențele regretabile de comunicare a autorităților, când se vorbește chiar și ironic despre ciparea copiilor, chiar și cu scuzele ulterioare despre obligarea profesorilor să se vaccineze, că de nu n-au decât să plece din sistem, sau despre cheltuirea aiurea a banilor statului pentru tratamentul celor nevaccinați și bolnavi de COVID, doar adâncesc prăpastia neîncrederii oamenilor în vaccinare. Și nu are nicio relevanță în vinovățirea oamenilor în această situație. Internetul, rețelele de socializare, gura lumii fac de servicii extrem de mari luptei cu pandemia în toată lumea.
Securitatea și viața cetățenilor însă depinde în cea mai mare măsură totuși de autoritățile statului și de modul în care știu acestea să-și organizeze dialogul cu societatea. Suntem siguri că empatia sinceră, care astăzi, din păcate, este insuficientă în comunicarea cu oamenii, crearea unor alianțe puternice, dacă vreți, în lupta cu pandemia, cu reprezentanții de frunte a administrației publice locale, efortul susținut al autorităților de a găsi susținerea bisericii, instituției cu cel mai mare grad de încredere în societate, chemarea sub drapelele luptei cu pandemia a marilor personalități ale neamului, a reprezentanților partidelor politice și celor din societatea civilă, poate contribui de o manieră hotărătoare la îmbunătățirea situației și la protejarea a cât mai multe vieți a oamenilor de la noi. Suntem gata să punem umărul la această luptă și să participăm cu toată experiența noastră la depășirea dezbinării în acest sens și edificarea coeziunii în societatea moldovenească. Noi, cei de la Partidul Democrat, suntem absolut conștienți că fără aceste măsuri, statul nostru nu are sorți de izbândă. Doamna prim-ministru Gavrilița a pomenit ieri despre faptul că avem în acest an un an agricol fantastic, cu roadă deosebit de bogată și cu prețuri foarte bune la produsele agricole. Totuși, e dificil să înțelegem cum vede Guvernul Republicii Moldova azi soluționarea unei probleme vitale cu care se confruntă agricultorii, a celor care utilizează o treime din toată cantitatea de motorină folosită în Republica Moldova. Prețurile la motorină au crescut de la 9 la 16 lei. Există cineva care garantează că agricultorii vor avea capacitate să procure motorină la un asemenea preț și să efectueze lucrările agricole ulterioare? Și tot aici, nedumerirea noastră în raport cu Fondul Ecologic Național, care a fost micșorat cu peste 200 de milioane de lei. Asta în timp ce avem sub 40% de procente de sub 40%, îmi cer scuze, de populație care dispune de acces la apă și sanitație. Zilnic suntem abordați de primari care reclamă lipsa în 100 de zile a oricărei ședințe a Consiliului Fondului Ecologic Național. Astfel, există riscul acum, la mijloc de noiembrie, că nici banii rămași în Fondul Ecologic Național, și e vorba de 298 de milioane de lei, nu vor fi valorificați până la finele anului. Tot la acest capitol cu nedumeririle de rigoare. De unde la autorități această insistență de a aduce, chiar și în chestiuni secundare, situații în care se declanșează scandalul politic? Scandalul public. Este o lipsă de experiență sau totuși o lipsă de dorință de a comunica cu oamenii, lucru esențial pentru o guvernare? Ne trezim recent cu o dita mai avertizare de protest public din partea societății vânătorilor și pescarilor pentru tergiversarea deschiderii sezonului de vânătoare în termen prescriși de lege. De ce? Oamenii dețin și achită licența, corelează această activitate a lor cu legislația ecologică și chiar participă la înmulțirea speciilor de păsări și animale rare. Cu toate acestea, nu se discută cu ei, nu li se aduc explicații sau argumente și lucrurile degradează. Pe de altă parte, așa cum se pare, vânătoarea autorizată este acum interzisă, în schimb s-a dat liber la vânătoarea de oameni. Căci expresia clasică vânătoarea de vrăjitoare nu se prea potrivește aici. Zeci și zeci de persoane sunt eliberate de avalma de la serviciu, sunt impuse să scrie cereri de eliberare sau nu sunt restabilite la serviciile din care au fost suspendate în condițiile legii. De ce? Nu de atâta. Dar pentru că acești oameni care nu fac parte din partidul de guvernare, sunt incomozi. Mare pericol această abordare, mult mai mare decât vânătoarea autorizată. Vom aminti, stimați concetățeni, și de unele probleme care nu au fost elucidate în raportul guvernului de 100 de zile. Nu putem să n-o facem de vreme ce ne confruntăm în virtutea crizilor energetică și pandemică și cu o criză financiară care ne paște. Reforma administrației publice
centrale. Guvernul Gavrilița a mărit numărul de ministere de la 9 la 13. Avem suplimentar în urma acestei acțiuni încă 30 de secretari de stat și peste 80 de unități de personal suplimentar care vor angaja milioane de lei anual pentru salarizarea acestora. Se creează impresia că esența acestei reforme a fost mărirea numărului de funcții de conducere pentru reprezentanții partidului de guvernământ. Problema este însă că majoritatea miniștrilor rămân a fi anonimi după 100 de zile de activitate. Lumea nu cunoaște nici intențiile, nici realizările și nici măcar numele și chipurile acestor înalți funcționari, cu unele mici excepții, desigur. Doamna prim-ministru ne comunică că cea mai mare nereușită a guvernului condus de domnia sa în cele 100 de zile sunt refuzurile celor invitați să ocupe funcțiile publice în guvern, în guvern și alte instituții. S-ar putea că și acest anonimat al miniștrilor îi demotivează pe oameni să accepte în alte funcții publice. Dar mai degrabă, prin prisma experienței noastre de activitate în executiv, noi vedem motivele acestor refuzuri astfel. Dumneavoastră, stimați colegi de la guvernare, ați creat o atmosferă de frică și blam în raport cu toți funcționarii publici din țară, fără să aveți criterii clare de evaluare a acestora și deseori chiar fără să aveți dorința de a-i evalua. Spuneți chiar dumneavoastră, doamna prim-ministru, că ați curățat și continuați să curățați instituțiile publice de, citez, sute și sute de șefi și șefuleți, șefi de direcții, secretari, pentru ca să îi înlocuiți cu oameni integri și profesioniști. Numai că nu observați cum odată cu apa, vorba proverbului, aruncați din lighean și copilul. Funcționarii onești, cu experiență și memorie instituțională, profesioniști, pe care vă asigur îi veți căuta mai apoi cu lumânarea, din simplu motiv că specialiști de acest fel sunt puțini de tot în Republica Moldova. Ați făcut din persoana funcționarului public o sperietoare, etichetându-i pe toți la oaltă drept incompetenți, hoți și imorali. Iar noțiunea de curățare, pe care o repetați ca pe o mantră sfântă, parcă se trage de la rusescul cistca, utilizat în anii terorii Partidului Comunist al Bolșevicilor, în URSS-ul anilor 20-30 și care însemna, de fapt, un val de represalii în masă în aparatul de stat, în armată și în partid, soldate cu sute de mii de morți și alte sute de mii de deportați. Curățarea dumneavoastră e contraproductivă pentru motivarea unor oameni noi care ar trebui să accepte munca în asemenea condiții, căci memoria acestora reține și va păstra încă lung timp modul în care i-ați tratat pe funcționarii predecesori. E ca și cum oamenii de la sate de acum 50 de ani luptau cu dăunătorii plantelor tratându-i copios cu dust, substanță extrem de toxică, care ucidea gândacii și omizile, dar paralel ucidea generații la rând de oameni, căci dustul se depozitează fără cale de întoarcere în organismul uman și fără să poată a fi cumva eradicat. Deci și această curățare aducea nu surplus de legume sau fructe sănătoase pe masa oamenilor, ci boli și necazuri pe multe decenii înainte. Ura aduce doar ură. Răzbunarea aduce doar răzbunare. Cei care vă vor succede la guvernare ar putea proceda exact ca dumneavoastră. Și atunci, proverbialele dezbinarea și ura moldovenești, desigur, se vor perpetua la nesfârșit în această țară. Nu cred că nu sunteți conștienți că niciun fel de instrumente nu vă vor ajuta nici pe dumneavoastră, nici pe alți dintre cei politicieni care vor veni la guvernare să rezolve problemele cetățenilor Republicii Moldova. Sunt multe lucruri care mi se par extrem de importante de spus, dar unul nu-l putem omite sub nicio formă. De aceea ne vom opri pe final
asupra luptei cu corupția, o problemă vitală pentru societatea noastră. Sprijinim ferm lupta pentru eradicarea acestui flagel, cunoaștem problemele care le-a creat societății moldovenești și totodată nu am putea să ne exprimăm mai sugestiv decât președintele Comisiei de la Veneția, domnul Gianni Buchicchio, care, făcând trimitere la reforma justiției și lupta cu corupția în Republica Moldova în cadrul ultimei sale vizite la Chișinău, a avertizat că, citez, graba nu trebuie confundată cu urgența, sau invers. Continuând gândul înaltului funcționar european, vom spune cum se zice pe la noi, graba strică treaba, mai ales în lupta cu corupția. Republica Moldova este și tinde să fie un stat de drept unde guvernanții sunt constrânși în activitatea lor de legislație și în primul rând de Constituție, indiferent cât de dificil nu ar fi și ce costuri politice nu ar implica. Altfel, riscăm să ne pomenim într-o altă extremitate, cea a tiraniei și a despotismului guvernării, oricare nu ar fi ea. În primele 100 de zile ale activității actualului guvern, obiectivul strategic al acestuia, lupta cu corupția, s-a manifestat mai ales prin show-uri cu mascați, încălcarea, așa cum afirmă o bună parte din experți, a procedurilor și principiilor fundamentale ale procesului penal, adică a prezumției nevinovăției, a egalității și a dreptului de apărare. De asemenea, au fost pornite dosare penale adresate unor categorii anumite de persoane, de exemplu procurorii, inclusiv procurorul general, suspendarea și reținerea căruia a stârnit reacții virulente chiar și în rândurile celor mai mari susținători a actualei guvernări. Se afirmă sus și tare despre modificările operate la legea procuraturii și se uită în totalitate avertismentul domnului Buchicchio cu privire la grabă și la pericolul de subordonare a acestei instituții de importanță crucială pentru reforma justiției și lupta cu corupția, de subordonarea acestei instituții politicului. Experții vin cu destule critici cu privire la legislația ANI, adoptată și ea cu graba de rigoare și care este, în opinia acestora, prelucrată insuficient și va produce efecte inverse celor dorite în chiar următoarea perioadă. Vești nu prea optimiste ne vin și din sectorul de ocrotire a ordinei publice. Sute de conducători din Ministerul Afacerilor Interne au fost impuși să plece, invocându-le să iar că ei nu sunt parte a echipei de guvernare. Numirile pe criterii politice și nu pe cele de profesionalism au condus la degradarea proceselor de combatere a criminalității. Zilnic, în spațiul public, parvin informații despre omoruri săvârșite cu deosebită cruzime, inclusiv ale minorilor, jafuri, accidente rutiere grave, soldate cu morți. Demotivarea angajaților sistemului poate duce în mod sigur la agravarea și în continuare a situației criminogene. Securitatea noastră pare cu atât mai afectată cu cât avem o lipsă totală de certitudine pe segmentul dosarului transnistrean. Viceprim-ministrul de domeniul responsabil Kulminski a demisionat în condiții neclare, al doilea an consecutiv nu s-a desfășurat ședința în formatul 5+2, nu există reacții pe cazurile de încălcare a drepturilor omului în regiunea transnistreană și în special răpirile și întemnițările din 2020. Dacă mai adăugăm la toate acestea situația alarmantă cu restanțele de plată a salariilor a unui număr destul de impunător de profesori și faptul că părinții reclamă modul neinspirat de organizare a procesului educațional în perioada pandemică și mai ales recuperarea orilor care se face deseori în limite de timp care duc la supra-solicitarea copiilor, vom vedea că chiar și 100 de zile sunt suficiente pentru a acumula un număr extrem de mare de probleme și lucrul care se impune azi fără de întârziere este elaborarea cât mai rapidă a soluțiilor și procederea la implementarea lor. Altfel, putem ajunge la zilele când vremurile bune ar putea fi recalificate în
cumplite vremi. Partidul Democrat din Moldova își va continua misiunea sa de comunicare și suport cu cetățenii Republicii Moldova prin prisma experienței sale politice și administrative și în conformitate cu documentele sale statutare. Noi vom continua de asemenea monitorizarea guvernării pentru a saluta reușitele, dar și a taxa eșecurile acesteia. Totodată menționăm că nu facem parte din cei care se bucură de necazurile țării și a oamenilor ei atunci când nu sunt la guvernare. Nu suntem nici din cei care ar spune oricui, nu ajutați guvernarea, lăsați să se compromită cu eșecurile ei. Noi suntem parte a acestui popor și iubim această țară. Prin urmare, vom fi solidari cu toți cei care au aceleași valori și idealuri și care muncesc la realizarea lor. Vă mulțumesc din inimă și vă doresc ca toate întrebările, toate incertitudinile cu care ne confruntăm în aceste zile să fie în cel mai scurt timp spulberate și asigurate de un act al guvernării profesionist și îndreptat spre interesele oamenilor din Republica Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție!